Conform unui raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății, utilizarea rețelelor sociale de către adolescenții din Europa devine din ce în ce mai problematică, cu simptome care indică o formă de dependență tot mai răspândită. În anul 2022, aproximativ 11% dintre adolescenți au prezentat semne de utilizare excesivă și dăunătoare a platformelor de socializare, o creștere semnificativă față de 7% înregistrat cu 4 ani mai devreme. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, această utilizare problematică se manifestă prin incapacitatea tinerilor de a-și controla timpul petrecut online, ceea ce duce la izolare socială, anxietate și depresie. Adolescenții resimt un disconfort intens atunci când nu sunt conectați la platformele de socializare, abandonează alte activități importante și, în consecință, au performanțe școlare mai slabe. Avem nevoie de acțiuni imediate și continue pentru a ajuta adolescenții să limiteze această utilizare dăunătoare a rețelelor sociale. Raportul OMS subliniază că utilizarea excesivă a rețelelor sociale variază considerabil între țările europene. De exemplu, în România, aproximativ 28% dintre adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani prezintă simptome de dependență, cel mai mare procent din Europa. În schimb, în Olanda, doar 3% dintre adolescenți au raportat astfel de probleme, demonstrând diferențe semnificative între țările europene în ceea ce privește utilizarea problematică a rețelelor sociale. Pe lângă utilizarea rețelelor sociale, un alt motiv de îngrijorare sunt jocurile online. Conform datelor OMS, aproximativ 33% dintre adolescenți joacă jocuri video zilnic, iar 22% dintre aceștia petrec peste 4 ore pe zi implicați în aceste activități. Aceasta duce la o expunere îndelungată în mediul digital, crescând riscurile pentru sănătatea mentală și izolarea socială. Specialiștii subliniază importanța unor măsuri urgente pentru protejarea tinerilor în fața pericolelor digitale. Este vital să creăm un mediu digital sigur pentru tineri, astfel încât aceștia să fie capabili să facă alegeri sănătoase. Relatează playtech.ro